Oficialii Rapidului sunt mulțumiți de modul în care decurge stagiul de pregătire centralizată de la Poiana Negri. Preparatorul fizic al ceferiștilor, Ioan Buzoianu, a spus că au parte de condiții dintre cele mai bune, dar îmbucurător este faptul că toți fotbaliștii au făcut până acum față ritmului susținut al antrenamentelor, care nu sunt deloc ușoare. Ultimul jucător ajuns în cantonamentul Rapidului este atacantul Ioan Ionesi de la Bucovina Frătăuții Noi, care și-a dat acordul pentru a îmbrăca tricoul AD Vișiniu în viitoarea ediție de campionat. Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a debutat cum nu se poate mai bine sub comanda antrenorilor Bogdan Tudoreanu și Ion Buzoianu, izbutind să marcheze golul decisiv prin care Rapidul a învins gruparea de Liga 3 CS Panciu în meciul test disputat duminică la Vatra Dornei. Marți, sucevenii vor susține un nou joc amical la Câmpul Lung Moldovenesc, împotriva formației de eșalon secund Calatis Mangalia. Fotbaliștii Rapidului vor încheia stagiul de pregătire centralizată vineri pe 29 iulie, zi în care vor susține un nou meci amical, de această dată pe areni, în compania formației de Liga a 4 CS Gura Humorului. Până la startul sezonului oficial, programat pentru data de 19 august, ceferiștii vor mai susține jocuri de verificare cu Oțelul 2 Galați pe 2 august la Suceava și pe 5 august la Câmpul Lung Moldovenesc cu FC Botoșani, dar și pe 12 august cu un adversar ce va fi stabilit ulterior. Ajuns la cea de-a patra ediție, turneul de rugby pentru copii și juniori, desfășurat sub numele de Scutul Bucovinei, a devenit o tradiție pentru acest sport în zona Moldovei, în acest an stabilind și un record de participare. În acest weekend, pe terenul bazei sportive Unirea din municipiul Suceava, peste 150 de copii și juniori din zona de nord a Moldovei au intrat în competiție pe cele două suprafețe de joc amenajate de organizatorii turneului, mai exact de la Albești Botoșani, Club Rugby Pașcani, Colegiul Tehnic Unirea Pașcani, Școala Florică Murariu Mitoc Botoșani, Prisăcani, județul Iași, Nord Masters Iași, CSC Gura Humorului, Școala Generală Berești și LPS Suceava. Competiția s-a desfășurat pe patru categorii de vârstă, 8, 10, 12 și 14 ani, cele 22 de echipe prezente având fiecare câte 7 copii în teren. Pe lângă diplomele, tricourile primite de fiecare echipă participantă, turneul Scutul Bucovinei a avut și caracter de selecție atât pe plan local cât și pe cel regional, la acțiune fiind prezent și un reprezentant al Federației Române de Rugby, directorul de dezvoltare pe zona Moldova Nord, Iulian Iftene. Organizatorul local al acestei competiții, profesorul Dumitru Livadaru, a spus că turneul din acest an a avut cea mai mare participare de până acum, devenind astfel unul de tradiție pentru zona noastră și speră ca anul viitor să fie mult mai bine. Cu acest prilej, a mai continuat Livadaru, au fost monitorizați cei mai talentați copii de la echipele participante, iar cei din mediul rural vor fi îndrumați spre cluburile sportive școlare, adică spre secțiile de performanță. El a ținut să mulțumească pe această cale Clubului Sportiv Municipal Suceava, care le-a pus la dispoziție baza sportivă Unirea, Direcției Județene pentru Sport și Tineret și inspectorului Petru Enache și nu în ultimul rând Federației Române de Rugby pentru sprijinul acordat și Asociației Județene de Rugby, cea care a fost organizatorul turneului. Miercuri dimineață, terenul stadionului Unirea din municipiul Suceava se va umple din nou cu tineri ce practică rugby-ul la un trial pentru selecționata regiunii Moldova Nord. Astfel sunt așteptați junior 2 născuți în anul 1994, iar de selecție se vor ocupa antrenorii Dumitru Livadaru de la LPS Suceava și Florin Nistor de la CSC Gura Humorului, dar și pentru juniorii născuți în anii 95-96, grupă de care se va ocupa antrenorul Nicolae Tarcan din Pașcani. Sportivii ce vor face parte din selecționata Moldova Nord vor evolua în toamnă la Campionatul Național de Rugby pe regiuni, acolo unde se vor stabili și loturile naționale pentru aceste categorii de vârstă. Nou promovată în Liga 3, Sporting Suceava a plecat luni într-un stagiu de pregătire de 10 zile la Solca. Antrenorii Ovidiu Ciobanu și Bogdan Grosu au convocat pentru această acțiune un număr de 18 fotbaliști, respectiv Cristian Butnariu și Jean Tăriță, portari, Vlad Murariu, Dorian Andronic, Vasile Vitu, Emanuel Bejenariu, Mihai Guriță, Alin Gâscă, Bogdan Pantea, Sebastian Avrămia, Eusebiu Jalbă, Andrei Duman, Florin Apetri, Mircea Negru, Ștefan Diutec, Nicu Azahariuaiei, Cornel Căinar și Alexandru Buziuc, jucători de câmp. Principalul Ovidiu Ciobanu a spus că mijlocașul Ovidiu Boșcu va ajunge la Solca cu două zile întârziere, deoarece a fost nevoit să-și rezolve unele probleme personale și se încearcă pe ultima sută de metri să mai rezolve transferul a încă doi jucători care speră ca în timp util să mai prindă câteva zile din stagiul de pregătire centralizată. Pe această perioadă, sucevenii au programat și un meci amical în compania grupării de Liga a doua FC Botoșani, partida urmând să se dispute la Câmpul Lung Moldovenesc pe 27 iulie cu începere de la ora 17.
Până pe 19 august, când va avea loc startul sezonului oficial al Ligii a 3-a, Sporting mai are antamate încă 3 jocuri test cu Ceahlăul 2 Piatra Neamț pe 3 august, FC Botoșani 7 august și FC Medorohoi pe 12 august. În urmă cu 15 ani, un împătimit de fotbal din municipiul Rădăuți, omul de afaceri Costel Babiuc, a avut inițiativa organizării unui campionat de minifotbal și a reușit. Așa s-a născut campionatul municipal de minifotbal, dotat cu trofeul Nicodemus, competiție ce s-a dovedit a fi un succes pentru toată localitatea. Iubitorii de mișcare s-au luptat în teren, microbiștii au umplut în fiecare zi tribunele de la baza sportivă Eudoxiu Hurmuzachi, în perioada de desfășurare a campionatului străzile din oraș fiind pustii la orele după amiezii. Trebuie amintit că la edițiile anterioare cei care au urcat pe podiumul de premiere nu au plecat cu mâna goală, organizatorul competiției reușind să asigure în fiecare an câte un plic cu sume frumoase pentru câștigători. De altfel, toate festivitățile de premiere de la cele 14 ediții de până acum au fost urmate de show-uri la care au fost invitate formații de valoare din peisajul muzicii românești, precum Iris, Direcția 5, Voltaj sau Holograf. Ediția din acest an a Cupei Nicodemus, care va reuni 16 echipe de minifotbal, va debuta pe 15 august, finala urmând să se desfășoare sâmbătă 27 august. Organizatorul competiției a spus că a demarat deja o serie de pregătiri și este sigur că și ediția din acest an va fi un succes, la fel ca și în anii din urmă. Vor fi meciuri puternice, bineînțeles în limitele fair play-ului, însă trebuie înțeles că trofeul Nicodemus se dorește a fi o evadare de la grijile și de la necazurile cotidiene ale fiecăruia dintre noi. Competiția se va întinde pe parcursul a 2 săptămâni, iar imediat după finală va fi un concert deosebit cu Ștefan Bănică Junior, Heaven, Vama Veche și DJ Sava. Cât despre premiile puse în joc la ediția cu numărul 15, organizatorul a vrut să-i asigure pe participanți că acestea vor fi cel puțin egale cu cele din anii trecuți.